La activitatea de astăzi au fost angrenați în jur de 100 de polițiști din cadrul Poliției Municipale și lucrători din cadrul Jandarmeriei. Activitatea a vizat prevenirea și combaterea faptelor ilicite în zona centrală a municipiului Ploiești, respectiv depistarea elementelor parazitare din această zonă și tragerea lor la răspundere contravențională sau penală după caz. În funcție de natura faptelor pe care le-au comis și care le vor fi probate, împotriva lor vor fi luate măsuri legale, așa cum am spus, din punct de vedere contravențional sau penal. Ești cum? Am de ce că la fix de apar. Ce trebuie să te ducă ce?